Atenție! Au început înscrierile pentru Festivalul Concurs Național de Muzică Ușoară la Leaua de Aur, ediția a noua, eveniment ce se va desfășura la Mioveni între 14 și 16 octombrie. Concurenții vor avea vârste cuprinse între 6 și 25 de ani, iar data limită de înscriere este 30 august 2015. Detaliile, regulamentul și fișa de înscriere pot fi descărcate de pe primăriamioveni.ro sau centrulculturalmioveni.ro. Aveți dreptul să știți tot ceea ce vă privește, iar când sunteți bine informați, puteți înțelege, puteți accepta și puteți analiza în mod corect orice aspect. Audiența în direct este o emisiune interactivă în care vă puteți spune punctul de vedere. Sunt Elena Picu și alături de echipa care realizează emisiunea în fiecare seară, de luni până joi, începând cu orele 20:30, vă aștept să mergem împreună în audiență doar la Absolut TV. Ziua doamnelor și domnilor și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii În serviciul dumneavoastră. Alături de mine se află, ca de obicei, colega mea Nicoleta Iacob. Nicoleta, bine ai venit! Bună ziua și bine v-am găsit, dragi telespectatori! Mă bucur să fiu astăzi alături de voi într-o nouă ediție a emisiunii. Dragi prieteni, astăzi este o zi cu totul și cu totul specială. Avem doi invitații deosebiți. Este vorba de președintele Asociației Naționale a Surzilor din România, filiala Pitești, Marian Dinu. Bine ați venit! Bine v-am găsit, transmite și el asemenea. Și de asemenea interpret mimico-gestual, Lavinia Chițu. Bine ai venit! Mulțumesc frumos încă o dată! Astăzi o să discutăm despre cum ajunge informația în această lume, în lumea tăcerii, și în a doua parte a emisiunii vom vedea și cum acești oameni de fapt sunt foarte talentați și au atât de multe de dăruit. În primul rând vom urmări un material și revenim să discutăm pe baza lui. Materialul, haideți să-l urmărim. De obicei se văd o dată pe săptămână, se relaxează, socializează și simt că au cu cine comunica în adevăratul sens al cuvântului. Vorbind despre membrii filialei teritoriale a Surzilor Pitești, care la ultima întâlnire și-au exprimat nemulțumirea față de dreptul la informație. Unii surzi vor să vadă emisiuni sociale, culturale, sportive și nu avem așa ceva în România și în... și în televiziune. Să povestim ce și cum despre surse. La fel și ca fiecare filială face fiecare activități culturale, sportive și vrem să vină televiziunea să ne promoveze pe noi surzii, să nu ne lase în mai spate cum se întâmplă de obicei în societatea în zilele noastre. În alte țări, până și programele de muzică sunt traduse în limbaj mimico-gestual, acestea fiind însoțite și de dans. În schimb, la noi, chiar și acolo unde există, încadrarea traducătorului nu se face corespunzător și astfel se pierde din informație. Unii surzi se documentează pe după Facebook, de a vedea știri, de a vedea emisiuni culturale sportive. De ce? Vor mai mult la televizor. O altă problemă o reprezintă găsirea unui loc de muncă. Ce înseamnă asta? De ce facem diferențe? Vrem să fim toți egali la fel, ca oamenii surzi și oamenii normal ca și noi. De ce? Adică nu ne integrează pe noi să muncim acolo? De ce? Pentru că nu știm sau nu avem talent? Nu e adevărat. Noi avem talent, muncim, nu stăm la
la vorbă, la bârfă, pentru că noi avem handicapul ăsta de a nu vorbi, de a vorbi prin semne. Asociația Națională a Surzilor din România este o organizație non-profit, apolitică, cu caracter social-umanitar, înființată în anul 1919 pentru a apăra și promova interesele sociale, culturale, educative și profesionale ale persoanelor cu deficiență de auz, în vederea integrării acestora în societate prin egalizarea șanselor. Am revenit cu prima întrebare pe care aș vrea să-i o adresez chiar Laviniei. Lavinia, cum ai ajuns tu să faci ceea ce faci acum și cât de greu este să vorbești în alt limbaj? Da, cum am ajuns? Am părinții cu probleme, amândoi sunt persoane cu handicap, ei n-aud. Eu fiind crescută, am crescut alături de ei, trebuia să comunic într-un fel, da? Și automat trebuia să învăț limbajul semnelor. Am făcut și un curs pentru a comunica cu ei, a comunica cu persoanele surde și din societate. Și cum să spun, îmi place foarte mult să comunic cu ei. Ador. Sunt o persoană sociabilă, comunicativă. Da, sunt oameni valoroși. Nu trebuie să lăsați la o parte. Da. Te rog, este greu, scuză-mă, Nicoleta, este greu, ți-a fost greu să înveți acest limbaj? Nu mi-a fost greu, nu. Pentru că din moment ce trăiești într-o familie de surzi, automat trebuie să comunici cu ei. N-ai cum să stăm, de exemplu, suntem față în față, cum am putea să comunicăm când tu ești o persoană cu probleme și o persoană normală? Automat trebuie să înveți limbajul semnelor. Da. Eu cred că este o adevărată artă. Dacă așa spui tu, așa este. Mulțumesc, da. Te rog să ne spui cum sunt percepuți oamenii cu deficiențe de auz în România. Cum sunt percepuți? Oamenii din România cu probleme sunt percepuți foarte urât. Oamenii din societatea noastră își bat joc de ei, nu îi respectă, vede că dacă ei comunică pe stradă prin limbajul semnelor, zice, vai, da, cine sunt ăștia, de ce... Vă dați seama, își bate joc de ei și nu accept, nu este frumos. Da, trebuie să învățăm să comunicăm între noi, să ne respectăm. Chiar dacă omul în sine nu aude și nu vorbește, nu este oameni normal sau e o problemă sau e o persoană cu probleme, nu are un picior, nu are o mână, nu trebuie să râdem de ei. Trebuie să fim toți egali, să ne respectăm. Da. Aș vrea să îl întrebăm pe domnul Dinu, de ce crede dumnealui că oamenii îi văd așa? Pentru că oamenii cu probleme, oamenii surzi, nu vorbesc cum trebuie. Nu știu dacă ați observat ieșirile lor nervoase. Nu se compară ca oamenii normali. Da, și din cauza asta. Da, e lipsă de comunicare. Adică. Da, cum v-am spus, e lipsă de comunicare între oameni normali și oamenii cu probleme. Și e păcat, e păcat. Câte persoane cu acest handicap există în județ? Cel puțin 1000 de persoane. Există centre speciale pentru ei? Da, există. Este una în Pitești, da? Care leagă orașele limitrofe ale Piteștiului, Costești, Tudopoloveniu, da? Și mai sunt 34 de filiale din țară, care tot așa există o asociație care îi ajută pe oamenii aceștia cu probleme, în orice scop și social, cultural, da? Am spus, 34 de filiale, da. Da. Oamenii au o comunitate. Da. Da. Însă cât de des se întâlnesc? Da, au o comunicate, au un centru de-al lor, da? Se întâlnesc de două ori pe săptămână, marțea și joia. De ce se întâlnesc? Pentru că stau de vorbă, le explică informații, noutăți, la care la televizor ar putea să le vadă mâine sau mai târziu.
și așa se duc mai repede acolo, comunică, au problemă de rezolvat, se duc acolo și le explică tot ce le stă în putință. Și ce fel de relație s-au stabilit între acești membri? De o prietenie foarte bună, comunicare, ei sunt foarte uniți, foarte, foarte uniți, mai mult ca noi, ca oamenii normali, pentru că au probleme și se înțeleg unii pe ceilalți. Da. Pentru că sunt o comunitate de surși și toți sunt egali la ei, nu ca și la noi, în zilele noastre sau în societatea noastră. De asta și se numește Comunitatea Surzilor, filiala din Pitești. Există cuvântul discriminare în lumea lor? Da, există. Există cuvântul, în ghilimele, mut, surdomut. Îi vede pe stradă, îi jignește. Da, există. Și este urât să îi adresezi asemenea persoane, să-i spui că e un surdomut sau că e mut. Nu, nu este frumos. Se fac diferențe enorme. Da. Dar ei, la rândul lor, discriminează pe alți oameni care au? Nu. Îi respectă. Îi respectă, îi vorbește frumos, le vorbește frumos oamenilor, iar oamenii, cum suntem noi, oameni normali, auzitori, nu este chiar așa. Eu văzut din propria mea experiență. Deci, da, și am văzut și pe propria mea experiență și cu părinții mei. Deci eu am crescut cu ei, eram la școală, normal, ca fiecare, copiii își băteau joc de mine, vorbeau foarte urât, râdeau de mine că am părinții așa cu probleme, părinții mei veneau la școală să vadă notele de la catalog, da? Să vorbească cu profesoarele și toți copiii când vedeau că eu comunicam într-un alt fel, da? Neobișnuit, cu părinții mei, toți râdeau de mine și mă simțeam foarte prost și veneam acasă și plângeam. Aveam momente, da. Și nu trebuie, chiar nu trebuie. Bineînțeles, mă și aprobă. Așa este. Da. Să știi că nu te-am întrebat întâmplător, pentru că am avut în urmă cu câteva ediții chiar o emisiune despre discriminare și despre toleranță în societatea noastră și am înțeles că oamenii care la rândul lor sunt discriminați, îi discriminează pe alții. Și tocmai de aceea am întrebat cum este perceput acest cuvânt în lumea lor. Da. Le spune, da, așa este, ei nu îi discriminează pe oamenii cum suntem noi, oameni normali, auzitori. Ei simt nevoia să comunice cu ei și pe stradă, ați văzut, bună ziua, ce mai faceți, așa, prin cât de cât. Ei nu comunică, în schimb, bă, cine mai este și domnul respectiv sau doamna respectivă, da. Să le întrebăm pe domnul președinte dacă a avut la un moment dat, nu știu, mergând pe stradă, parte de un astfel de moment în care să fie jignit sau discriminat. Da. A avut momente de-a lungul vieții. Da. Da, a avut momente de discriminare de-a lungul vieții, da. Deci merge pe stradă și foarte multă lume și îi bate joc de ei, le vorbește urât, da, nu. Ce putem face noi și mai ales ce face statul pentru a ajuta oamenii cu dezabilități? În primul rând, dreptate, egalitate între noi, fie comunicare între noi, să nu se facă discriminări, adică să fim toți egali, nu oamenii auzitori, știți, e la anumit nivel și oamenii cu probleme sunt mai jos sau așa. Nu, să fie respect, da, să nu mai fie discriminare. Ca și în viața de zilele noastre, în societatea noastră. Și vor să obțină și locuri de muncă, să nu se mai facă discriminare la locuri de muncă. Da. Ai amintit mai devreme de școală. Câte școli există pentru
în țară pentru astfel de persoane. Șapte sau opt există astfel de școli în România? Și 7 sau 8 școli, adică clasele 1-8, da? Și 5 școli profesionale în România și liceu, da? Câteva licee speciale pentru ei. Dar profesorii de acolo care sunt angajați, pentru că sunt profesori ca noi, da? Oameni auzitori, nu îi învață de ajuns, nu au răbdare cu ei. Pentru că este greu să înveți asemenea persoane. Dar nu trebuie să te enervezi pe ei sau să nu ai răbdare. Dacă nu ești bun, poți să pleci, ușa e deschisă. Poate să vină altcineva pregătit, mult mai bun ca tine. Dar nu este un număr destul de mic de școli? Și da, este un număr destul de mic în școli, da. Da, cum reușesc să se descurce? Cum reușesc? Este foarte greu. Puneți-vă în situația lor, poate au copii. Copiilor care au trimis în alte școli, de exemplu, din Pitești la București. Vă dați seama că e greu să te gândești la copilul tău ce o face într-un oraș mare, într-o capitală mare sau și într-un oraș mai mic, gen cum este Timișoara, da? Un oraș mai mare, deci depinde. Este foarte greu, foarte greu să știi, să vină acasă decât în vacanțe și cam atât. Da, este foarte greu. Ați amintit că sunt înființate și școli profesionale. Au șanse persoanele ca ei să se angajeze? Da. Da, au șansa. Au șansa, da. Pentru că, ca și pe vremuri, cum s-a putut, se poate și acum. Da, au șansa. Spune că acum câțiva ani buni erau profesorii care aveau răbdare cu ei, le explicau, erau ateliere speciale pentru ei. Acum numărul s-au redus. Practic ei sunt oameni apți de a lucra, da, de a munci. Bineînțeles, da. Doar că au problema că nu aud. Dar oamenii sunt normali, au mâini, au picioare ca și noi, gândesc, au un creier. Sunt oameni foarte valoroși. Iar ei când se duc la locul de muncă, ei nu stau ca noi, oamenii auzitori. De exemplu, hai că mergem la, în ghilimele, la o bârfă sau la o pauză de țigare. La ei nu sunt așa. Din contră, le preia și sarcinile colegilor. Dar nu este bine. Adică să-ți bagi joc de asemenea oameni. Adică fiecare pe sarcina lui. Nu să-i spui, știi, azi mă ajuți și mâine și poi mie și tot așa să profite de ei. Nu. Trebuie să fie o egalitate între ei. Ce le se spune cel mai adesea când se duc, de exemplu, la un interviu pentru a obține un loc de muncă? Care este... Cum îi... Le spun că nu sunt buni pentru a face... Că nu sunt buni. Da, în munca respectivă. Pentru că automat vede omul surd, vede omul cu probleme și zice, a, nu, tu n-ai competența necesară de a te compara cu un om normal. De ce? Nu înțeleg de ce s-a pus întotdeauna întrebarea asta sau să-mi angajeze. Da, nu știu de ce. Am vrea să ca societatea să facă ceva pentru ei, să facă și angajatorul ca să poată să înțeleagă și pe ei, să poate să comunice în scris. Da, ok, nu te poți comunica cu asemenea oameni pentru că n-ai cum, că automat trebuie să știi limbajul semnelor, dacă nu oricine îl știe, dar poți comunica scris. Trebuie un pic de răbdare ca să poți să-i angajezi, pentru că, normal, ai nevoie de loc de muncă, nu? Considerați că mai există toleranță în societatea de astăzi? Nu. O să-l întreb, dar nu. Nu, cum v-am spus, nu. Între și între. Nu există toleranță, nu. Să uită la ei și e atât, nu. Deci nu-i ajută, nu. Îi lasă acolo, în comunitatea lor, în lumea lor, dar nu vor să îi ajute și pe ei să se integreze și în societate mai mult să fim toți egali, da? Nu să facem diferențe.
Pentru că spun că oamenii sursi poate că nu sunt la fel de deștepți, la fel de informați, pentru că, de ce? Un om auzitor se uită la știri, mai audă o informație, mai așa, automat te dezvolți. Ei mai puțin, pentru că n-aud și cineva le explică, dar nu le explică mereu sau în fiecare zi sau așa. Și automat tu ca om n-ai cum să te dezvolți, da? Pentru, cred că de asta e și cauza. Ce își doresc pe lângă... Ne-ai spus că își doresc locuri de muncă și să fie altfel înțeleși în societatea noastră. Ce își doresc să vadă, de exemplu, la televizor? Ce își doresc să vadă la televizor? Le plac știrile să vadă, evenimentele, noutățile, filmele, cei mai mulți dintre bărbați, normal, știrile sportive, fotbalul, cel mai mult și cel mai mult, da? Pentru că la fotbal există, într-adevăr, se comunică mai și se comunică și acolo, dar mai puțin, acolo sunt mai multe imagini și se dau imagini și automat omul surd le percepe, vai, uite că se joacă, au dat goluri, au făcut așa, în timp la o știre se uită și vorbește o doamnă și atât. În schimb, de-aia trebuie să fie cineva să le explice, să fie acolo un interpret, să comunice în limbajul semnelor, ca să înțeleagă și despre ce este vorba, ce s-a produs în ziua de sau în săptămâna de. Televiziunile din afară acordă mai multă atenție nevoii de informare a acestor persoane. Au programe sau emisiuni speciale? Da. Și cât are România de recuperat în acest sens? Da. Este. Da. Sunt emisiuni speciale pentru ei, da? De exemplu, în străinătate, dau un exemplu. A văzut un caz în Italia. De exemplu, la biserică. Un caz în Italia, la biserică, live, da? Era o slujbă religioasă și era cineva acolo care le interpreta limbajul mimico-gestual. Și oamenii nu numai stăteau la slujbă, adică oamenii cu probleme, ei... surzii. Nu stăteau la slujbă și na, că automat n-auzi. Și era cineva acolo care le explica mesajul timpul slujbei, cât dura. Și iarăși... Au și emisiuni politice și sociale, de exemplu la mesajul președintelui al țarei respective. Spune în direct mesajul, da? Și automat este o persoană cu un interpret, o persoană care știe limbajul mimico-gestual și le transmite noutatea care este atunci proaspătă, caldă. Nu așteaptă la ora de să vadă știrile traduse de o persoană. Da, nu este normal. Trebuie să fie toți la fel, să fim toți egali. Mai există astfel un termen de comparație între țara noastră și cele din afară? Termen de comparație? Nu cred. România mai are de recuperat. O grămadă. Ani și bun. Ani bun. Păi dacă nu s-a făcut nimic în 25 de ani, vă dați seama, dar piața a dat o nouă lege pentru ei, pentru ca să apărăm și noi la știri, să comunicăm pentru ei, să le transmitem. Vă dați seama că în afară sunt programe zilnice, poate că de dimineață până seara, de exemplu și la un program de muzică, e cineva acolo care dansează și le explică și așa, le interpretează limbajul. Automat îți place, te trag, te uiți, chiar dacă n-auzi, te uiți la persoana în cauză care... Vezi că îți transmite un mesaj prin dans, prin vorbă, și automat e altceva față de România. Da, este altceva. Ui, nimic. Ce? Da, da. De exemplu, la un festival de muzică ușoară sau la un concurs de pantonimă. E cineva acolo care le explică, care dansează, le transmite mesajul. La noi, în România, nu e așa și este păcat. Da. Sau, de exemplu, sunt cupluri îndrăgostite, oameni care n-aud și la televizor, la muzică, apare o muzică pentru îndrăgostiți. Da? Și e o persoană acolo care le
transmitem mesajul același automat, noi doi ne îndrăgostim, e altceva, ne dezvoltăm mai mult, ne dăm seama cum e, ce se întâmplă în videoclipul acela, nu numai imagini, să transmită ceva asupra noastră. Da, în România nu, nu avem așa ceva. Mai avem de recuperat mult. Suntem undeva în urmă, de ce? Foarte, chiar foarte, totuși, foarte. Programul de știri este și pentru ei. Cum au primit această veste? Da. Această veste? Wow. Da, da. Au primit-o cu mare bucurie. S-au simțit bine că cineva a făcut cineva pentru ei, că statul a făcut ceva pentru ei, că s-a aprobat legea asta pentru ei, ca să se emite știrile minim de o jumătate de oră, ca ei să vadă despre ce e vorba, ce se întâmplă în țara noastră sau în județul nostru. Dar nu le ajung o jumătate de oră, vor mai mult. Cum noi suntem abonați zilnic, da? Din minut în minut, din oră în oră, că noi auzim, suntem oameni normali, ei de ce nu? Ei de ce sunt doar limitați o jumătate oră, atât pe zi? De ce? Întotdeauna s-au pus întrebarea de ce. Sunt mulțumită, într-adevăr, dar este foarte puțin. Vor mai mult, mai mult. Dragi prieteni, revenim după o scurtă pauză de publicitate cu un material foarte interesant, dar și cu o discuție foarte interesantă, pentru că veți vedea că acești oameni sunt într-adevăr talentați. Haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate. Centrul Cultural Mioveni pune la dispoziția doritorilor o performantă tipografie digitală de ultimă generație. Fluturași, pliante, afișe, broșuri, mape personalizate, cărți, felicitări, calendare personalizate, toate acestea pot fi realizate cu ajutorul tipografiei digitale de la Centrul Cultural Mioveni. Oferim de asemenea servicii de legătorie. Editura Mioveni vă stă de acum la dispoziție cu serviciile sale: atribuire ISBN, promovarea cărții, sprijin pentru autori, lansări de carte și evenimente culturale. Oferim o gamă largă de servicii, începând de la concepția și realizarea grafică până la tipărirea și finisarea aferentă. Detalii pe www.centrulculturalmioveni.ro. SC Grebo 2003 SRL, magazin pentru generatoare de curent, compactoare, mașini de tăiat asfalt sau beton, motopompe, scule pentru construcții, pădure și grădină, compresoare de aer, panouri, structură metalică, motocultoare, toată gama de burghie pentru lemn, metal și zidărie, pompe și hidrofoare, echipamente de protecție a muncii, aparate de sudură. Cea mai bună calitate, cele mai competitive prețuri, personal specializat, doar la SC Grebo 2003 SRL. Nu ne crede pe cuvânt, vino să te convingi în magazinul nostru din Mărăcineni, vis-a-vis de gara Gropeni, calea Piteș-Câmpul Lung. Muzeul Golești este spațiul istoric și cultural unic în care galeria unor mari personalități este evocată prin monumentele istorice ce aparțin curții goleștilor. Alături de ansamblul medieval al familiei Golescu, muzeul etnografic în aer liber povestește pe îndelete istoria culturii și civilizației tradiționale a satului românesc din secolul al XIX-lea. În ambianța gospodăriilor pomicole și viticole din România, în spații special amenajate, muzeul oferă activități de agrement cu specific etnografic, ateliere de meșteșuguri, programe educaționale axate pe tradiții populare românești, inițiere în echitație cu cai lipițani și ponei, plimbări cu trăsura sau căruța, filmări și fotografieri profesioniste sau de amatori. Universul muzeului de la Golești este magic prin cadrul natural și patrimoniul cultural de excepție, în care fiecare dintre noi își regăsește valorile și istoria, identitatea și apartenența de neam, bucuria de a trăi momente speciale alături de familie și de prieteni.
Atenție! Au început înscrierile pentru Festivalul Concurs Național de Muzică Ușoară la Leaua de Aur, ediția a noua, eveniment ce se va desfășura la Mioveni între 14 și 16 octombrie. Concurenții vor avea vârste cuprinse între 6 și 25 de ani, iar data limită de înscriere este 30 august 2015. Detaliile, regulamentul și fișa de înscriere pot fi descărcate de pe primăriamioveni.ro sau centrulculturalmioveni.ro. Centrul Cultural Pitești și Asociația Națională a Surzilor din România, filiala Pitești, a organizat în luna iunie, în complexul expozițional Casa Cărții, expoziția de pictură, grafică, fotografie, caricatură și film sub genericul Pictură în lumea tăcerii. La manifestare au fost expuse picturi ale surzilor din toată țara cu aptitudini artistice. Expoziția a avut și caracter de concurs, astfel cei mai talentați autori ai lucrărilor prezentate au fost recompensați cu premii interesante. La vernisaj au luat cuvântul actorul Puiu Mărgescu, poeta Claudia Berta, președintele Asociației Naționale a Surzilor din România, filiala Pitești, Marian Dinu, asistentul social Loredana Tudoran și expozanți de la filialele Surzilor din România. Rezultatele din urma evenimentului au fost cele scontate. Cei mai talentați participanți au fost răsplătiți cu premii de uscaz, iar vizitatorii au apreciat talentul oamenilor cu deficiențe. Un exemplu în acest caz a fost președintele ANRS Pitești, Marian Dinu, care a cumpărat o caricatură făcută de unul din concurenți. Încă o dată, persoanele cu deficiențe și-au demonstrat priceperea în domenii precum pictură, sculptură, goblen, grafică, artizanat în pânză și lemn și chiar fotografie. Dragi prieteni, am revenit. La vinea să-l întrebăm pe domnul președinte cum arată o zi obișnuită din viața dumnealui. Din viața dumnealui sau din viața în general a surzilor? Să ne vorbească din perspectiva dumnealui. Și după aceea sus. Da, ok, da, bun. Da. Hai să facem atent. Arată ca o zi obișnuită, la fel ca și ea noastră. Are un loc de muncă. Altceva. Și în plus de asta are și o activitate pentru surzi la Asociația Națională a Surzilor. Este președinte și automat se ocupe de cineva de ei. Cum s-a gândit să facă această asociație? Această asociație, da. Și-a dorit de mult să îmbunătățească viața lor, nu să-i lase să trăiască doar într-o comunitate de-a lor și atât, ca oamenii noi, auzitori, să nu-i observe. A vrut mai mult să se integreze mai mult pentru ei, să-i ajute pe ei să îi crească în societate, nu să-i lasă într-o parte și doar atât, da. Vor ca oamenii surzi să fie egal ca oamenii auzitori. Să nu creadă că oamenii auzitori, știți, sunt oameni cu probleme, vai, lasă că sunt, n-au experiență, că n-au informație, că așa. Nu e chiar așa. Sunt oameni talentați și sunt valoroși. Treaba e că trebuie să-i scoate noi în evidență, ca să îi vadă și lumea. Am observat pe materialul realizat de colegii noștri că sunt foarte talentați. Să le întrebăm cum reușesc să iasă în evidență aceste persoane și care sunt talentele lor. Prin experiență au prins talentele. Da, pot să zic că poate au și furat din afară așa un pic ca să vadă și ei, bă, dacă sunt în stare sau nu sunt în stare să facă. Și au văzut că se poate.
Pentru că oamenii din afară, oamenii surzi din afară sunt mult mai avansați față de noi și au vrut și ei să copieze stilul lor, cum facem noi oamenii auzitori, stilul occidental, să vedem așa. Au vrut și ei și au văzut că au reușit. Și așa vor să meargă în societate, să-i vadă lumea că nu sunt, n-au experiență, că n-au informații, că sunt talentați. De asta. Și dânsul a învățat foarte mult, tot așa, din experiență. Au fost persoane de-a lungul timpului mult mai experimentate, mult mai informate și tot așa a învățat de la ei, a învățat foarte mult de la ei. Și de asta, cu cât a învățat mai mult, cu atât a ajuns și președinte al asociației. Da. Am văzut că în luna iunie acestui an a fost organizată o expoziție de pictură. Cât de frecvente sunt aceste evenimente pentru ei? Două naționale în fiecare lună, da? Și mai mult așa pe plan local, județean, dar oficial sunt două naționale lunare. Deci două activități lunare sunt pe baza, pe planorama 2014-2015. Da. Acum în luna septembrie se va face concurs național de dans popular, care se va ține la Craiova, tot așa va fi național, vor fi toate persoanele surde și hipoacuzice, vor participa la dans. Poate că vreți să mă întrebați cum aud ei muzica, cum simt ei zgomotul. Da. Da. Ei cum aud muzica? Există o persoană care le îndrumă, care le explică prin coreografie, automat tu ca persoană te uiți la persoana respectivă, îți transmite un mesaj, cum să dansezi, cum așa, și când e la momentul concursului, se dă muzica foarte, foarte tare, iar tu ca persoană surdă simți palpitațiile, simți ceva, simți, auzi zgomotul acela. Și așa simți să danseze suparate, vai ce dans frumos am făcut. Este foarte greu pentru noi oamenii normali să înțelegem un dans. Da. Da. Dar pentru ei cred că este o muncă extraordinară. Și pentru mine este foarte greu, dar îi felicit mereu când tot așa merg cu ei la niște concursuri prin țară, uneori și ajut, sunt și coreografă și le zic, hai să dăm, să fim cei mai tari pe plan local, cei mai tari și pe plan național, să fim Pideștiul, să ia Pideștiul. Da. Așa este. Societatea face ceva să-i ajute, să organizeze cât mai multe evenimente sau de ce nu să se integreze în societatea noastră? Societatea nu face nimic pentru ei. Au nevoie de sponsori, au nevoie să-i ajute, să se poată să dezvolte mult mai mult, să ajungă și ei la fel ca noi. Și nu pot. Pentru că, ca fiecare așa, există și pe plan financiar, există probleme. Da, și asta au nevoie și n-au un sponsor oficial. Doar că sunt organizate evenimente, primăria din Pitești ea mai ajută, cu o sumă modică sau cu o locație la care nu plătesc. Da? Sau Consiliul Județean, la fel, și mai e Direcția de Asistență Socială. Atât, restul nu există un sponsor anume să îi ajute și este păcat. Pentru că oamenii, normal, oamenii auzitori ca noi, când organizează ceva sau când se întâmplă ceva, toată lumea, hai, imediat sare, nu știu ce, e ziua comunei, ziua nu știu ce, toată lumea, sponsor, pac. La ei nu se întâmplă așa. De ce? Da. Participă la aceste evenimente oameni care aud, oameni normali? La aceste evenimente da, pentru public, ei? Da. Da. Da, da. Da, pentru că le e drag de ei. Și le e drag și vor să înțeleagă cum ei simt muzica aceea, cum fac coreografia perfectă,
cum, se întreabă mereu și le explică, uite așa, îi simțim prin vibrații, prin zgomote foarte tare, bine, mai dacă se aude foarte tare muzica, așa, dacă nu se aude, n-ai cum să faci 1, 2, 1, 3, 1, așa, hai să dansăm, hai să, da, e mai complicat, dar au și public. Eu una mă duc, deci. Da. Și din toate concursurile, toate evenimentele care se formează, care s-au format și se formează, singurul concurs care are public numeros și de oameni auzitori și de oameni ca ei, este Miss și Miss Tăcerea Frumusețe, da? Care anul ăsta am fost prezenți la Arad. La anul vom fi la Satul Mare, bineînțeles, din an în an mergem din fiecare localitate. Și să zic că participă cam toată țara, cam toată țara, da. Participă câte 2-3 fete, 2-3 băieți, iar ca public, vă dați seama, toată lumea vine acolo să vadă cum se manifestă ei, cum merg pe să prezinte niște haine, da, să defileze, da, și se întreabă cum aude muzica, cum merg, da, tot așa, sunt niște persoane care învață cum să meargă, cum să audă, cum să zâmbească în fața camerei, cum așa, cum să vorbească, cum să danseze, că sunt mai multe probe, da. Implică foarte multă răbdare. Foarte mult. Deci eu vă zic din propria mea experiență că trebuie să am răbdare cu ei, cel puțin și cu părinții mei și cu oamenii normal ca și cu oamenii cu probleme. Dacă nu ai răbdare, nu știu, nu ești inclus în societatea lor. Este greu să te accepte. Este greu pentru că, vă dați seama, e greu. Este foarte greu. Dar am foarte multă răbdare și le dau informațiile oricând, când vor. Mă găsesc oricând, de-aia sunt și interpret la Absolut TV. Da. Spune și el, da, așa este. Și colegii dânsului, la fel de la asociație, pentru că sunt două persoane angajate acolo, auzitori ca și noi, două doamne, care tot așa au răbdare și ajută pe fiecare, că sunt înscriși, v-am zis, peste cam 1000 de persoane. Și vă dați seama, fiecare să-l ajuți la o instituție publică, să-l duci, că nu înțeleg, nu vorbesc, nu așa, sau să-l duci să facă un concurs. Da, și așa mai departe. Este foarte greu să te ocupi. Este foarte greu. Cred că implică foarte, lângă răbdare și foarte multă dragoste. Dragostea față de aproapele tău, de a-ți ajuta semenul. Da. Da, trebuie să ai răbdare în fața lor, pentru că ăsta e felul lor. Au și ieși nervoase și așa din cauza faptului că ei n-aud și ar vrea să comunice, dar e foarte, foarte greu. Și automat tu, ca persoană normală, auzitoare, trebuie să ai răbdare cu ei, să le explici. Asta e societatea în care trăim, trebuie să fim egali, să ne iubim, să ne iubim aproapele. Da. Care sunt cele mai frecvente piedici atunci când ei încearcă să se integreze, să pătrundă printre noi, ca să spun așa? Întreabă despre ce este vorba, adică în general despre ce anume se împiedice. Adică eu și Liliana spun, așa, nu știu, îi transmitem ceva, că nu vrem, da, să-l integrăm, că nu este parte din noi, ca să spun așa, sau își formează ei, ca să zic așa, în mintea lor imaginea asta și nu se mai străduiesc atât Cred de mult simt, să se integreze. Simt atunci când... Când o persoană este un comportament sau o persoană are un suflet rău, îi simt, da. Da. Acest simț cred că, da, foarte dezvoltat. Da, față de noi, da, față de noi. Da, v-am spus, da. Simt. Da, după comportament, după cum arată, după cum gesticulează, după mimică la față, la fel, da, îi simt. Și automat, ce să comunice? Nu poate să comunice, pentru că persoana în cauza nu are răbdare să comunice cu ei, da. Cred că ar trebui să-i transmis din partea noastră că dumnealui pare un om foarte blând și foarte bun. Am spus că da. Da. Vreau să te mai întreb. Da.
pe dumneavoastră prin prisma ta. Care sunt sursele de inspirație în această lume a tăcerii? Pentru că am văzut că desenează foarte frumos, pictează. Dumnealui sau în general? În general, despre membrii din asociația dumnealui, ce știe, pentru că mă gândesc că până la urmă aceste întâlniri sunt mai degrabă ca o terapie pentru dumnealor. Da. Așa este. Este ca o terapie. Se înțeleg foarte bine între ei. Se ajută între ei. Sunt foarte uniți. Dar nu le place ca oamenii sus, când au probleme sau sunt nervoși sau așa, comportamentul lor, preferă să nu discute cu ei. Discută în altă zi. Sau mai sunt persoane blânde, cu minți, comportament așa, ok, comunică ce mai faci, despre ce ai făcut în zilele noastre, ce o să facem, adică se ajută foarte mult între ei, sunt uniți. Nu ca noi, noi oamenii auzitori din societatea noastră, nu știu, cred că a devenit dușmania, ura între noi, nu știu, că nu ne mai înțelegem, nu suntem uniți. Foarte rar să găsești o comunitate foarte unită, cum sunt ei. Este foarte greu. Cred că noi, oamenii normali, reușim să auzim și să putem comunica între noi, nu o mai facem, și dumnealor comunică. A spus că probabil și din cauza asta comunitatea lor a surzilor, că se simt foarte bine în largul lor, da? Și nu se simt foarte bine în largul auzitorilor. Este de părere, pentru că oamenii auzitori au mai multă experiență sau mai multe informații și automat nu se înțeleg între ei. Și oamenii cu probleme decât să stea de vorbă cu ei sau să le vadă comportamentul că sunt nervoși sau așa, că n-au răbdare, mai bine prefer să stea în lumea lor, să se înțeleagă cu ei, să fie uniți. Dar au această stare de nervozitate pentru că nu au din cauza noastră, practic. Și din cauza societății și din cauza că ei nu aud. Iar noi trebuie să înțelegem pe ei. Au și stări nervoase și comportament, probabil și din viața de zi cu zi, pentru că este foarte greu în România. Viața e atât de scumpă. Foarte rar să vezi că au bucurii, pentru că sunt oameni cu probleme. Spune un exemplu, un cuplu sau o familie pleacă la mare, da? În vacanță și ei se întreabă, dar cum au avut și așa și noi de ce nu putem să avem? Pentru că angajatorii le oferă salariile foarte mici, adică nu fac, să spun eu, să fie toți egali. Deci dacă noi, tu ești o persoană auzitoare, da? Eu sunt o persoană cu probleme. Suntem amândoi la aceeași loc de muncă, cu aceleași sarcini, pe aceleași post de muncă, da? Iar eu de ce să fiu plătit mai puțin față de tine? Asta de ce? Se întâmplă de fapt? Da, se întâmplă mereu. Și dacă te duci repede și îi spui la șeful tău, nu este așa, că nu te crede pe tine. Automat îl crede pe omul care e auzitor, că zice că nu poate să înțeleagă cu el. Da, și se întâmplă mereu. Se întâmplă și am văzut. Până și la tata nu, la servici, la fel. Se întâmplă discriminare la greu. Deci la greu. Da. Spune un exemplu. O persoană surdă a făcut școala de șoferi. Da? Și când a intrat în momentul examenului în sală să ia întrebările, da? Mereu pierde. Și nu numai prima dată, și a doua, și a douăzecea oară și mereu. Și nu înțeleg de ce. Adică nu îi sprijină. De ce? Să fie cineva, o persoană, să le explice. Ei poate nu înțeleg întrebarea asta, da? Cuvintele din întrebarea de ca să poată să iasă examenul. Nu, îi lasă acolo, da?
După 20 minute sau cât durează o jumătate de oră, după cât durează examenul, dacă vede că a picat, la revedere, mai vin o dată. Și tu, nu, cum să înțelegi? N-ai cum să înțelegi. Trebuie să fie o persoană puțin, să le explice. Puțin lucrat și la sistem. Da, și la sistem, dar de ce nu să fie și o persoană acolo angajată, exact, da? Să le explice. Ok, bun, eu sunt aici, dau examenul, da? Nu înțeleg cuvântul acesta sau nu înțeleg propoziția. Să vină persoana în cauza să-mi explice ce înseamnă asta și automat eu îmi dau seama. Da, a, și fac întrebare. Și de ce poate pot să iau examen? Sau la oraș, la fel. Domnul polițist e cu mine. Hai să mergem, mai nu știu ce. Am făcut o greșeală. Păi cum îmi explică mie? De ce am făcut o greșeală respectivă? Dacă el nu îmi explică mie, nu e cineva. Trebuie să fie cineva, o persoană interpret să explice. Și în timpul examenului, la fel. Și așa ceva nu se întâmplă. Nu, în străinătate se întâmplă, de ce la noi în România nu se întâmplă? Că nu știu, nu înțeleg, vrem să ne batem joc de ei sau noi vrem să includem în societatea noastră. Da. Am spus că este complicat, mult mai greu la cuvinte, la examen. Pentru că sunt propoziții care, de, vă dați seama, e greu pentru ei să formeze, să înțeleagă. În sensul nu pot răspunde corect. Da, da. Spune că există, într-adevăr, există discriminare între persoanele auzitoare la care când s-a dat mită. A fost cazul acela, știți, cazurile mai așa, din, de-a lungul anilor, s-a dat tot mită și s-a luat permisul de conducere. De ce au avut parte ei și ei nu? Adică pe ei lasă așa? Nu, trebuie să fie cineva acolo să le explice. Uitați, ce înseamnă cuvântul ăla, ce este, ca să poți să iei și tu examenul. Dar ei pot conduce, se pot descurca. Da, e în altă treabă, da, sigur, se pot descurca. Dar treaba e de greu de cuvinte, de propoziție, este foarte greu și n-ai cum să descurci. Trebuie să fie cineva în orice și instituție publică, peste tot, să fie o persoană. De exemplu, să duce o persoană absurdă, să duce la doctor, da? Nu se înțelege cu doctorul. Automat trebuie să mă iau pe mine, sau pe fiica, sau pe tata, sau pe așa, care știe semnele, să duc și să înțeleagă cu doctorul, nu? Pentru că ei n-au răbdare să le comunice în scris. Nu, hai, cine ești, nu știu ce, pac, pac, pac. Și îi se întreabă, ce mi-a zis, ce mi-a scris, că nu înțeleg, nu înțeleg. Da. Cum se descurcă astfel, mergând, de exemplu, la o vizită la medic? Foarte greu, foarte greu să descurcă, foarte greu. Pentru că dânsa a fost personal, a avut un accident, da? La deget a avut un mic accident, da? Care se putea să se rezolve foarte repede. Și, bineînțeles, au venit urgențele, au venit oamenii auzitori ca noi, lasă că au intrat ei mai repede, i-au rezolvat și pe ei la urmă. De ce? Că putea să rezolve foarte repede. Deci avea un accident minor și putea să rezolve foarte repede. Da. Și spune că trebuie neapărat la toate instituțiile publice, trebuie un angajat, un interpret. Dacă nu face față, să fie angajați mai mulți interpreți în limbajul mimico-gestual, să le explice, să înțeleagă și ei. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru prezența de astăzi. Într-adevăr, a fost o zi specială pentru oameni deosebiți. Oameni care au nevoie și noi ar trebui să facem ceva să îi ajutăm, să fim mai toleranți. Am observat cum, chiar dacă noi reușim să auzim, reușim să comunicăm zilnic, nu mai comunicăm, nu ne mai auzim. Vorbim, dar nu ne mai auzim. Ceea ce dumnealor reușesc. Și a spus da, vedeți? Este greu. Da, faceți un lucru minunat și tu, Lavinia, te felicit pentru asta și pe domnul președinte și vă mulțumim că ați fost astăzi prezent. Mulțumim și noi, la fel, pentru că ne-ați invitat, că am vrut să vă spunem problemele noastre. Sper să ne fi auzit cineva, să ne fi băgat în seamă. Sunt sigură că v-ați făcut auziți astăzi. Mulțumim frumos încă o dată pentru invitație.
Mulțumesc și eu. Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră a luat sfârșit. Noi ne revedem vineri la ora 17, numai la Absolut TV. La revedere! La Racovița adăpostește muzeul etnografic cu secțiile port popular, îndeletniciri, numismatică religioasă, obiecte de artă, mărturii religioase, ceramică, arme, artă populară, unelte de tâmplărie, dogărie. Muzeul